No, la Elena, că te-ai apucat să torci. N-am apucat, mă, Iosube, dacă ai zis să torc, torc o țiră. Mai torci și lumea pe aici, pe la feldru, la Elena. Nu mai torci, dar dacă le trebuie un ciorap, o vestă, un sfeter, Elena. Ia tale, pentru ce torci? Au, pentru ștrim, ce afișori, o vestă. Cam o achișelea nu ne mai trebuie, pânură, achișelea nu mai facem. Vine iarna, azi mâine la Elena. Vine iarna, dar pe mă avem alte haine iarna. Și trebuie ca să... Vine ca frigul. Să ne îmbrăcăm cu lână. Da. Să mai folosește lână la Elena. Uite, umblam pe coclaur și îmi spuneau mulți oameni care țin oi că o zic cam zvâr prin păraie. Am mai plină lumea de sa zvârizi de lână, de tachișelea, mă, câtă vrei. Nu ne mai trebuie căputuri, nimica, numai nici trăiți, nici ea câte o vestă, câte o plasă. Mai de mult își fășea lumea căputuri, își fășea țoale, își fășea sumanie, veste din lână, tatia. Am o sogăta lână, am numai la magazin și la piață de tătișelea îi. La secan, cum spunea o bătrână. Oare de ce nu mai pune lumea preț pe lână la Elena? Nu mai pune lumea preț, nu știu, dacă te era de cal, cu o vestă de lână, cu un cojoc de lână, cu... Nu. Ține căldura. Ține căldura, dar în cetar de lână, altfel. Nea tale de la cine ai învățat să torci? Nu, de la mama, de la bună. De micuța. Nu. Știu că am tors prima dată când m-a învățat mama și apoi am tors. Și au zis, mi-au făcut niște geme și le-au băgat în cuchiuri. Că zic, așa e bine, când te veți atorce, prima dată să le bagi în cuchiuri. Trebuia băgat în cuchiuri. Și apoi de acolo încolo, nu. Cât am fost acasă, n-am mai tors eu atâta, dar după ce m-am măritat, nu. O trebuie să torci. O ștrimp, o joric, o încăput, nu m-o s-o gătat. Cam de câte vreme lumea la țară nu mai pune preț pe lână? Să zic, de vreo câțiva ai buni, eu cred că de vreo 7-8 ai, nu mai pune așa. Iată că am ajuns să toarcă mâțul numai sub soba. Nu, mâțul, rășine, dar mie îmi place, eu ștring el în, îl fac la băieți o vestă și asta iarnă am făcut, 5 veste, Elena, asta iarnă. Mm-hmm. Și vor să le mai poarte băieță? Po, băieță le poartă, două le-am făcut la Alex și două mi-au adus, ele le-am făcut la cineva. Mm-hmm. Nu, că tot lâna e altfel. În spate tot e mai călduroasă. Așa, într-adevăr, până câte etape trece lâna până ajunge să șie fuior, până ajunge să șie torsă sau lucrată? Nu, vezi că trebuie spalată bine și apoi trebuie dusă la mașini, am unus mașinile numai prin Răbrișora, nu mai ies pe la noi mașini. Erau și aici în fel mașini? Era aici, la Revoichiță, pe are, acolo. Mm-hmm. Și acolo ducea lumea și acolo o prelucra. Acolo ducea și numai Răbrișora, așa m-au zis că și Maierul. Și apoi, n-o spalată, făcută. Cam până ce vreme s-apuca femeile la țară ca să toarcă lână? No, după ce tunde oile, n-o spalai, când aveai de făcut căputuri, șorici la bărbați, n-o trebuie să pregăteai rușală, iarini, mereș, călăcan, dar am cred că nici nu mai există călăcan. Și apoi șerneu. Și apoi, nu, torșeu și țăsău pânura și apoi dușeu la pciuă. Mm-hmm. Prin rog, n-au, nu știu pe unde, știu că am dus și eu odată, și albă și neagră. Și acolo la pciuă ce se întâmpla cu ea? O băga la vâltoare. O băga, o trimiteam de aici, de la noi, vine un bărbat de prin rog, n-au, nu știu de unde, aici la o... La tine și la Sfânt Giorzan știu că am dus și albă și neagră și ne-o dușea și la două săptămâni, când ne-o aduce acasă și merem după ei. Cu ce să vopsa lâna la Elena mai de mult? Da, cum lâna să vopsa încă de asta, de șori și de căputul, cum ți-am spus, rușală, mereș, răghei, de pe arini. Mm-hmm. Și apoi era călăcan, nu? Mai domnește, să zice, gălăscă, oricum domnii să zice. Și apoi rușăi și, nu, trebuie să muncești, să lucri. Ca apoi cu vățele, ori cu alte treburi, nu puteai, ca poți să o 5, ață în 8-5, să făceau gele negre. Da, da, da. De pe ele. Nu mai fac. Da.
Am observat că aici în Feldru lumea are foarte multe țoale din lână. Cum are țoale, da, de bună seamă că nu, torșem și apoi le ducem și le vopsă năseut, fășetă felul de culori. Le fășeau și verde și urzala galbenă și ce era, găsem noi vățele și le vățem, fășem noi acasă. Cam și fel de modele de țoale predomină pe aici prin Feldru? Nu, no, pomul era, zicea, de mult cu florea mărului, era cu scheluță, cu tot felul era. Care cu motiva, am usogătat. Am nu le metră bățole, nu nimica. Da. Îmi povestea o bătrână de prin niște coclor, faci atunci când mama mi-a dat lada de zestre, mi-a dat o tată cu haine din lână. Da, da. La dumneata le și ți-o pus mama în lada de zestrele, Elena? Nu, și nu, i-a pus tătișelea. Și când i-a dat două țole și mie mi-a dat plăcuț. Nu, și tot felul de haine și așa era. Și eu le-am dat la fete, le-am pregătit și când se mărită, să le dăm la nănaș. Nu, pe când au fost, nu le-au mai trebuit atunci, au fost altișelea. Și apoi le-am dat lor, la fiecare. Da, da, da. Le-a dat. Eu nu le-am țipat să le pun la gunoi ori undeva. Eu le-am dat, dacă vreau și le pot pune într-un plic să se învale. Dar pe amul le trebuie numai pături din Spania și alte treburi. Credeți că ori mai vini vremurile în care lumea de la țară să lucre la lână? Nu știu, dar mie îmi place. Mie îmi place că la un ștrimp, la o vestă, la pământul ăsta să ne uităm. Trebuie să lucrăm ceva. Mai ales că de amul vine da. Iarna. Mai de mult erau șezători acolo, nu să duceau fetele în șezători să torcă. Dar pe amul nu mai știu atâta torșe. Amul nu știu torșe. E greu să torci la Elena? Nu, e greu să torci. Cum să și e greu? Că după ce te obișnuiești, nu e greu. Trebuie să-ți placă, să știi. Îmi spuneau bătrânii că atunci când vineau fișorii în șezători, le aduce la fete fusă cu zurgălăi. Mă, eu n-am... N-ai prins? Eu n-am prins, n-am prins. Așa să merem în șezători, nu am prins. Poate mai înainte, etatea mea era. Că atunci să pune preț pe lână, pe fiori, pe... Nu. Eu de când m-am măritat, nu știu, nu cred că am pus câine pe să și pus, nu știu. Nu mă țin, când eram acasă, pune mama în grădină, pune câine pe câniepciște și merem și o culegem, nu, dar po, era de lucru și la câniepă. Da, da. Nu, eu n-am mai pus, noi, generația noastră, po de acolo în coșe, n-am mai pune nimeni. Cum se toarce câniepa în comparație cu lâna? Nu, la fiurii mei, altfel, nu, trebuie tot să luți cu gura, tot era greu de tors față de lână. Mm-hmm. Nu, dar... S-a torșeme de mult, nu? Femeile, greu a fost. Foloseau și câniepa. Foloseau și câniepa, nu? Le trebuie cămiși la bărbați, le trebuie pole, le trebuie și... Cât e el? Iată, domnii din ziua de astăzi declară câniepa drog la Elena. Da, da, da. Măi, de mult să droga lumea? Eu nu știu de droguri. În cazul ăsta, odată am mers pe vale la lemăria asta, în Bașilitumii și-i mortă. Avea o bucățică, că e tot așa și o păstra bucățică aceea. Că zis că dacă nu o să amini câniepa din an în an, nu răsare. Și e bucățică aceea să nu-și piardă sămânța. Și am zis odată, vai, lămărie, că am zis, domnie, că câniepa-i drog, în Italia o să amini. Nu, am uitat dacă a venit cineva, a venit, dacă nu, eu tot o mai seamăn. Nu, m-a murit și e săracă, nu mai seamănă nimeni. Cam de câtă vreme nu se mai seamănă câniepă pe aici prin Feldru? Păi, tot eu mă gândesc că... Nu-ți fost așa, Ione, nu? Mă gândesc că îs. Poate că mai bine. E posibil. Poate că mai bine. Oamenii pe aici prin Feldru mai sunt care țin oi. Pomui, îs bugăți, bugăți oameni. Mai au oi. Mai au bugăți oi, că au cu sutile. Dar și cu luna ce fac? No, pomul și jinirele meu, bogolin, no, ce fac o lume de oi care are un 4500 de oi? O dau cu un leu kilogramul. Un leu kilo? Un leu kilo. Nu se merită nici tuns oie. No, își bagă omii la tuns și până le tund de atâta oie. Și un leu kilogramul pe e. Atâta îi. La un preț de nimica. La un preț de nimica. Că ce să faci cu ei? Că focul nu arde, o arde atâta de rău lâna. Orice da. Ai face, că numai ursuc și o arde rău. Da. Îți aduci aminte atunci pe vremea comunismului, când se dădea cote? Știu că și mama... Și-ți luau. Știu că și mama avea câteva oi și vine și
băga câte oie, două, de, o ascunde, de avea, de niște mănuși să ne facă și nouă și la tata, niște ștrimge, lână ce ore, că nu, folosea numai de la cuț. Da, da. De la cuț și că trebuie tata lână să o dai. Nu am, că e plină lumea și plin... Vinea statul și o lua. Da, da, am o stăța și poți să strângi câtă lână vrei. După oaie, de exemplu, câtă lână trebuie să dai la stat? Am, nu mai țin eu minte că câtă lână trebuie, nu, nu știu... Câtă lână, că po, vezi și oile, și mai mari, și mai mici. Bă, câtă era? Dar țin minte când eram, nu, de vă câțiva și zicea mama, vai, că tata lână nu e, că numai de la cuz și de, cum era sub vintreta, nu, așa o folosea din niște ștrimi și niște mănuși. Nu, dar pe amusă să scole, să vadă că e plin sașii de lână prin toate părțile. No. Am văzut că mi-a tale ai multe lucruri din astea bătrânești, țoale, părătară, cinceaua. Wow, că mi-a fost drag a face și mie mi-e drag și am, eu nu le zvâr. Că am lucrat la ele, am înșit. Și era băieți mii și țăsăm și tot să aibă. Mu. Dacă ori vrei băieță, când noi meșii, fechile, le-or lua, dacă nu o face ceva cu ele. Nu știu ce să zic. La Elena, eu îți mulțumesc tare mult că ai stat o țără cu mine în povești. Să ai spor aici la tors. Mulțumim. Sunt cel iertare că te-am ținut de vorba. Nu, nimica, măi, Iosube, că mi-a fost drag. Aș vrea, la Elena, să le transmiți un mesaj domnilor care te urmăresc. Eu le trimit multă sănătate și pașe și să le dai Dumnezeu tot ce mi-e bine în lumea asta. Da. Și lor și mie, sănătate, că ea singură de cinci ai. M-a combăit. Sănătate și putere. Da. Doamne ajută și sănătate multă. Doamne ajută.